România se pregătește de cel mai mare exercițiu NATO de la Marea Neagră și de pe Dunăre. Peste 2200 de militari aliați se vor antrena de mâine la Sea Shield 24. Prin poziționarea țării noastre la Marea Neagră, România reprezintă, practic, este într-un loc extrem de important și strategic în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mai exact în flancul estic al Alianței, mai ales în contextul războiului declanșat de Rusia. Pe lângă pregătirea pentru exercițiul militar multinațional, România marchează astăzi și 75 de ani de la înființarea NATO și acest lucru se va întâmpla prin iluminarea în albastru a sediului Ministerului de Externe. Colega mea, Diana Sobaru, se alătură acum cu detalii. Bine, te-am găsit, Diana. Ce se întâmplă mâine? Bun găsit tuturor! Așa este, mâine începe cel mai mare exercițiu multinațional condus de către forțele navale române. Este vorba despre Sea Shield 2024, care întrunește peste 2200 de militari, dar și 135 de mijloace tehnice de luptă. Aici vorbim despre 27 de nave militare, marine și fluviale, dar și 17 aeronave plus alte aproape 100 de mașini de luptă și embarcațiuni. Vorbim despre militari din 12 state aliate și partenere care își vor testa interoperabilitatea pe parcursul aproximativ 2 săptămâni. Vor testa diverse exerciții atât pe mare cât și pe fluviu, dar și în zona costieră, iar multe dintre scenarii au fost adaptate la contextul actual cu un război aproape. Tot în contextul NATO, marți la baza aeriană din Mihail Cogălnicianu are loc certificarea detașamentului britanic. Vorbim despre 220 de militari, dar și 6 supersonice Eurofighter Typhoon, care timp de 4 luni vor fi cantonate la baza din Mihail Cogălnicianu și vor executa alături de militarii români misiuni de poliție aeriană. Vorbim așadar despre 20 de ani de NATO în România. Constanța este cel mai fierbinte punct pe harta NATO în acest moment în contextul apărării flancului estic. Toate autoritățile au transmis mesaje prin care să marcheze această aniversare importantă, atât premierul Ciolacu, cât și președintele României, Klaus Iohannis, au subliniat cât de importantă este România în cadrul Alianței Nord-Atlantice și mai ales în ultimii ani, având în vedere noul context geopolitic cu un război aproape.